Pomelo este un membru neobișnuit al citricelor, care are un număr surprinzător de beneficii pentru sănătatea oamenilor. Pomelo sunt considerate fructe citrice și sunt strâns legate de grapefruit și ceilalți membri ai genului citrus. Numele său științific este Citrus maxima, deoarece este cel mai mare citric. Cea mai apropiată mărime față de acest rege al citricelor este un grapefruit. Pomelo sunt întâlnite în principal în Asia de Sud-Est, care este regiunea lor nativă. Beneficiile de sănătate ale fructului pomelo: îmbunătățește imunitatea. Această sursă majoră de acid ascorbic a fost utilizată de generații în Asia de Sud-Est pentru un sistem imunitar rapid. Vitamina C acționează ca o substanță antioxidantă pentru a crește activitatea celulelor albe din sânge și a ataca radicalii liberi, care pot deteriora sistemele organelor din organism. Ajută la combaterea infecțiilor care duc la răceli, tuse, febră și simptome mai grave sau infecții microbiene, virale și bacteriene. Previne crampele corpului. Potasiul este de asemenea important pentru echilibrul fluidelor din organism, care este un aspect cheie al crampelor musculare și al rigidității. Fără niveluri adecvate de potasiu pe care pomelo le poate furniza, este posibil să aveți des crampe și cârcei și să deveniți sensibil la întinderi musculare și ligamentele sfâșiate. Are un efect de anti-îmbătrânire. Nivelurile uriașe ale vitaminei C în pomelo acționează ca și antioxidanți care caută radicali liberi periculoși. Un efect advers pe care radicalii liberi îl provoacă este degradarea pielii, care are ca rezultat apariția îmbătrânirii premature, lucruri cum ar fi ridurile, pielea lăsată și pete de vârstă. Consumul ridicat de vitamina C poate preveni acest lucru, așa că mâncați cât mai mult pomelo. Îmbunătățește sănătatea osoasă. Aportul de potasiu a fost legat de densitatea minerală osoasă, deoarece ajută la facilitarea absorției altor minerale esențiale pentru menținerea puternică a oaselor. Prin urmare, pomelo poate ajuta la prevenirea osteoporozei și slăbiciunea generală a oaselor în organism. Relatează țara mea frumoasă.com.